Forz Amin Plus 80, biostimulator cu 80% aminoacizi liber pentru culturi de excepție. Forz Amin, creștem alături de cei mai buni, prin Patreon Fertilizer. UPL vă recomandă Aminoplant, biostimulator pe bază de aminoacizi esențiali naturali pentru culturi cerealiere, oleaginoase și vitipomicole. Bun, am revenit în direct. Continuăm așadar să discutăm pe seama acestor cereale și mai ales o să vedem, să încercăm așa să anticipăm ce se va petrece de aici încolo, că asta cred eu că rămâne veriga cea mai importantă, ce va fi de azi înainte. Ce a fost, am cam văzut. Rămâne dacă decizia asta stă în picioare, să vedem cât de mult respectă partea ucraineană ceea ce ne-a spus domnul Bercu. Îl avem pe domnul Baciu? Nu. Bun. Până să-l avem pe domnul Baciu să restabilim legătura telefonică, o să mai vorbesc eu preț de 10-15 secunde, că sper că nu ne ia mai mult să dăm un telefon la Bacău, că nu sunăm în Honolulu. Și atunci o să încercăm așa să creionăm. Îi răspunsese parcă și dânsului la ce v-a întrebat domnul Dumitru, nu? Cu partea asta de... Apropo de minister, cum sunteți cu reorganizarea asta? Nu dumneavoastră că nu-l reorganizați, dar cu ideea asta de reorganizare, cum vi se pare? Că tot vorbeam până în publicitate de... Deci, dacă e să ne luăm după declarațiile publice, pentru că n-am văzut un draft de ordonanță de urgență în care se face o economie de 10 milioane de euro, dați-mi voie să vă spun pe de-o parte că e o glumă din perspectiva economiilor și, doi, că în istoria Ministerului Agriculturii, care este un minister care aduce bani în România, nu a existat o administrație, oricare ar fi fost ea, care să desființeze 8 autorități, 8 agenții din subordinea ministerului. Deci, din punctul ăsta de vedere, eu n-am cum să fiu de acord ca și principiu, ținând cont de economiile, potențialele economii pe care le face, în condițiile în care în România se plătesc anual 3,5 miliarde de euro plăți directe plus FEADER, pilonul 2, în condițiile în care discutăm de o autoritate fitosanitară pe care noi ar fi trebuit să o întărim, ținând cont de subiectul pe care îl dezbatem pe cereale, ANZ-ul, care este autoritatea care verifică și controlează pe ceea ce înseamnă reproducția în zootehnie și genetica, atâta cât mai avem, sunt multe chestiuni. Și plus de asta sunt împotriva centralizării pe un sistem vechi la direcțiile agricole, care sunt de pe vremea comunismului, unde avem o agricultură eminamente privată. Ce să facă mie direcția agricolă? Câte proiecte a făcut direcția agricolă cu acele camerele agricole care le-au avut în cadrul direcției agricole? Ce să facă direcția agricolă în acest moment? Să mai preia niște personal de la niște autorități care sunt acreditate la Bruxelles, care au rol în verificare și control. Deci mie mi se pare, și am spus-o și în cadrul partidului și l-am informat și pe președintele partidului meu, că o astfel de abordare de maniera asta, mie mi se pare total neserioasă. Trebuie discutat cu toată lumea dacă se vrea să se facă o reformă administrativă. Sunt pentru a se face o reformă administrativă, dar nu în maniera asta. Când vorbiți de restructurare, eu mi-aduc aminte că atunci când a fost domnul Adrian Oroz ministru, când a venit, asta spunea că o să facă și dumnealui o restructurare. Vă aduceți aminte? Găsise vreo 14.000 și ceva de funcționari. 14.700. Așa, bun. Nu s-a mai făcut restructurare atunci. Nu mai discutăm din ce. O restructurare este una desființare de autorități, cu totul altceva. Păi ce fel de minister al agriculturii mai putem să discutăm dacă autoritățile tale de verificare și control pe care trebuie să le ai în teritoriu, să le întărești și să le pui la treabă, bineînțeles. Și într-adevăr să reduci șefii, da? Nu e nicio tragedie din perspectiva asta. În condițiile în care
raportându-ne la numărul de salariați versus beneficiile pe care le poate aduce un aparat de stat din agricultură, eu cred că sunt mai multe beneficii. Da, bun, haideți că a revenit și domnul Baciu. Domnul Baciu, ca o concluzie cu Ucraina, ce trebuie să înțelegem pentru momentul ăsta și pentru perioada imediat următoare? Păi, ce putem înțelege? Putem înțelege că începând de azi, sau mai bine zis de ieri, comerțul este liber. Da? Fiecare face ce vrea, vinde unde vrea. Mai puțin interes pentru fermierii români. Și vreau să vă spun, domnul Ovidiu, că cu toate restricțiile, așa zisele restricții care au fost până acum, a intrat foarte multă marfă din Ucraina în România prin Moldova. Moldova, dacă cineva este interesat, a exportat în ultima vreme producția cam de prevă 10 ani pe care o produce Moldova. O exportat. Marfă din Ucraina. Deci, nu pot să iau un calcul să spun că e o decizie serioasă. Nu, noi ne facem că pândim să nu intre, să facem analize cum a făcut domnul Daia cu 8.000 și până la urmă s-a întâmplat astea nenorociri cu marfa aia, că curcanii au murit pentru că au mâncat porumb din Ucraina, porcii domnului președinte a comisiei din Senat au avut probleme că mâncau porumb din Ucraina și tot așa. Deci eu nu, discuția de astăzi a fost așa numai să, și domnul deputat știe că a făcut munca asta multă vreme. I-a chemat așa ca să zică, domnule, am consultat, dar până la urmă rămâne cum am spus noi acum o lună de zile sau cum ne-am prezentat la Brusel și n-am opus nicio rezistență. Pentru că... Bun, am eu o întrebare valabilă atât pentru dumneavoastră cât și pentru ceilalți participanți legat de reorganizarea asta a Ministerului. Spunea domnul deputat Dumitru că nu e de acord cu desființarea unor agenții. Domnul Stroescu, dumneavoastră credeți că va fi un mecanism, ministerul ăsta, mult mai laborios, mult mai silențios, așa, care va funcționa altfel, mai bine, sau din potrivă va fi... Când vor fi profesioniști, vor lucra și în aceste agenții. În al doilea rând, vor avea și aparatură modernă în care să își facă treaba, să recolteze probe, să facă analize și așa mai departe. Cu aparatura care lucrează acum în multe județe din țară, sunt dinainte, e aparatură dinainte de 89. Dacă nu se fac investiții și oamenii de acolo să fie profesioniști, da, trebuie să rămână aceste eu știu, agenții, sau le spune, ale statului, sau care sunt, fac parte din Ministerul Agriculturii, să aibă un control și să vină în sprijinul nostru al fermierilor să-și facă serviciu. Nu cred, multe dintre ele trebuie desființate. Dacă, și repet, și aduc în discuție din nou, dacă președintele României ar fi fost de acord să promulge legea în 2019, legea Camerelor Agricole, ar fi fost cu totul altceva. Multe din atribuțiile ministerului care le avea prin aceste agenții le putea prelua Camerele Agricole și erau mult mai eficiente pentru fermieri, că până la urmă aici discutăm de viitorul fermierilor, de ce bani vor face ei din această afacere, această afacere care este domeniul agricol, care este cel mai riscant pentru ei. În momentul de față trebuie să-i facem să fie profitabil. Da? Și aici, aceste agenții trebuie să facă treaba. Pe de o parte, să controleze tot ce vine din import, materie primă. Da? Cereale din Ucraina sau de unde mai vine și nu numai din spațiu extracomunitar, dar și din alte state europene, pentru că nu mai avem în zonele de frontieră aceste inspectori pe siguranță alimentară.
Și aici vorbim, până la urmă, și de alimente, nu numai de cereale. Mai aveți dumneavoastră o garanție că tot ce înseamnă alimente din, și din europeană, dar și din spațiul extracomunitar, sunt de calitate? Nu, pentru că nu avem acele aparate. Nu, dar știți care... ce garanția? Nu se vor face camerele agricole niciodată, pe pare. Pentru că nu se vrea. Păi că nu se vrea, că se vrea, nu se fac. Păi ce să mai dă 40 păi de ani vorbind de camere agricole? Exact ce spunea și domnul Baciu. Sunt aceste multinaționale care controlează și vor lua tot de la fermierii români. Da? Vor fi al lor. Pentru că de asta nu se vrea organizarea. Le e frică, politicul e frică de... că am devenit noi fermieri o forță. Asta s-a discutat în primul rând în Parlament. Nu, pentru că dacă îi define o forță, mergem noi să ne milogim la țăran, să ne dea votul atunci când vin alegerile, că asta fac până la urmă. Dar fără a face ceva pentru ei. Am înțeles. Domnul Soare, apropo de... Eu ce să vă zic? Reorganizarea ministerului. Ca și reorganizare, eu în general unde nu mă pricep, încerc să nu mă bag. Foarte de ce? Faceți. Eu n-am lucrat în viața mea o oră, nu o zi, o oră la stat. Da? Eu pot să vă zic din punct de vedere al privatului care a interacționat cu statul. Și atunci, până nu o să se înțeleagă că nu pui căruța înaintea boilor, vezi ce nevoie are fermierul și o iei de jos pe proceduri europene până ajungi la vârf, nu de la vârf către bază, că nu ne interesează pe noi să securizăm vârful. Asta este logic, da? Eu la mine la fermă, dacă am nevoie de un paznic, plec de la paznic, nu plec de la manager sau de la contabilă. Pentru contabilă s-ar putea să iau două softuri și să plătesc 10.000 de euro și să rezolv problema. Dacă cumva contabila aia nu comunică verbal cu altcineva din instituția mea, ca să-mi dau seama că fără ea calculatorul nu poate vorbi. Ei, deci, nevrând să intru într-un domeniu în care nu mă pricep, pot să vă spun doar atât, că până când, cu tot respectul pentru domnul Oros, da? Un medic și un profesor eminent, hai să rămânem fiecare pe domeniul lui, da? Adică medicul veterinar să facă medicină și să învețe studenții, economistul specialist în... Și am vorbit de domnul Oroz pentru că a fost menționat aici. Fiecare când face o reorganizare, nu poți să o faci dacă n-ai experți în domeniu care să zică, băi, nu tăia de acolo. Pentru că avem 20.000 de pagini de citit pe lună legat de Uniunea Europeană. Și de ce trebuie să facem noi? Cine le citește pe alea? Calculatorul? Nu, niște oameni. Dar ce fel de oameni? Ce recomandări facă dacă secretarul de stat le citește și el 40.000 de pagini? Și ne trezim că rezolvăm problema în ultimul moment, că a venit scadența la Bruxelles și zilele trec și avem și alte situații de făcut și așa, ne dăm seama că numai că nu trebuie să tăiem, s-ar putea să fie nevoie să angajăm, da? Cum spunea domnul Dumitru. Dar iar eu pot să vă spun doar pur teoretic, am început până a spune că n-am lucrat la stat și nu mă pricep, dar cu siguranță e un sistem care nu funcționează. Și nu funcționează doar în agricultură. Nu funcționează, vorbea domnul Băsescu acum 100.000 de ani, de modernizarea statului. Da? Ce s-a întâmplat în domeniul nostru cu Ucraina de anul trecut până acum, ca măsuri? Că a venit 15 septembrie acum și descoperim că avem o problemă. Păi da, nu puteam să anticipăm din luna mai că va veni 15 septembrie și vom avea două variante. Se va aproba continuarea sau va continua oprirea cerealelor din Ucraina? Deci nu e exact ca și bun, cum ar fi. Bun, am înțeles, gata, hai că lumea vrea să știe totuși, uite, înscriu telespectatorii că trece timpul din emisiune și nu au aflat ce au discutat astăzi la Ministerul Agriculturii. Păi nici ei nu știu. Păi asta e mai trist, că mie așa mi-a lăsat senzația domnul Bercu, că v-a convins că știa, nu mi s-a părut că știa. Eu i-am spus că ei au discutat pe o propunere exact, de notă către Ucraina. Exact, și că să mai sunăm și la alții. Asta o să facem. Mulțumesc, domnul Baciu. Hai ca să mai sunăm și la alții, să vedem că poate până la urmă aflăm ce s-a discutat acolo, că mâine mă gândesc că vor să facă un comunicat. Și ce scrie un comunicat ăla? Sunați-l pe Ștefan Muscă, înțeleg că el a fost acolo, dacă rămâne să ne lămurească domnul Ștefan Muscă, înseamnă că e bine. Îl sunăm, da? Bun, așa, și luăm și 10 secunde de publicitate.
Suntem partenerii fermierilor care își doresc produse de calitate pe gustul consumatorilor. Un pas înainte cu ajutorul produselor Seminis, Copert și Agritecno. Da, îmi scrie tot telespectatorul de mai devreme că au băut apă și au făcut poze. Probabil că asta ori fi făcut. Eu știu ce ori fi făcut și la minister acolo, dar da, lumea vrea să știe. Prin presă scriind că s-au... S-au văzut, s-au plăcut, ce rămâne breaking de făcut. Breaking news s-a rezolvat. 30 de zile România a suspendat. E, nu știu dacă e chiar așa de breaking news, dar eu, sincer să fiu, aștept întâlnirea cu Ștefan Muscă. Nu l-am mai auzit de mult și sigur dumnealui e persoana care ne poate lămuri. Uite că-l și avem la telefon. Bună seara, domnul președinte! Alo! Vă aud? Eu vă aud bine! Păi dacă ne auziți, răspundeți-ne, că așa nu-mi dau seama. Bună seara! Să trăiți bine, să trăiți! Trăim cum putem, mulțumim. Dumneavoastră cum trăiți? Bine sau cum puteți? Trăim mai așa, mai puțin noi, că politicienii trăiesc bine. Noi trăim și noi pe lângă ei. Am înțeles. Ia spuneți-mi ce ați discutat, domnule, la minister acolo, ce s-a hotărât? Domnul director, am avut 2 ore de dezbateri, puțin mai aprinsă la început, aproape mai... Dați sunetul mai sus din regie, vă rog frumos. Așa. Cum? Nu, cu cei din regie, vă rog. Așa, ziceți. Și până la urmă ce s-a concluzionat, a zis așa, domnule, vor să îi dăm clemență 30 de zile, în aceste 30 de zile, dar ei așteaptă, el are o întâlnire seara asta cu omologul său din Ucraina, în care pune în vedere că 30 de zile n-are voie să mai importe cereale în România. În astea 30 de zile se va elibera un certificat celor care vor să importe, adică o licență. Are dreptul nu a fermierul român care deține zootehnie, sau procesatorul care cumpără pentru a procesa grâul, să zicem, să facă pâine. În rest, nimeni n-are dreptul să mai importe sau să vândă România grâu. Dacă situația că în următoarele zile noi monitorizăm... Cum monitorizați, domnul Muscă? Hai, spuneți-mi cum face să monitorizați. Mergem la vamă, domnule. Ce faci? Dormi în vamă, dumneata, ce faci? Și te trezesc că aia când trece cât un ucrainean și îl verifici? Sau cum faci? Cum e monitorizarea? Hai, domnule, ce suntem ca pe vremea lui Ștefan cel Mare, păzim cu arcușul, granițele. Mașinile să vedem dacă mai se vinde România. Și dacă se vinde, orde făcute, duse la Ministerul Agriculturii, urechet. Și din momentul ăla nu mai avem nicio clemență. Da. Domnul Muscă, dar grâul de la fermierii români, sau grâul din România, de la fermierii români, porumbul, floarea soarelui, ce folosim în hrana animalelor? Nu e bun? Este foarte bun. Păi și atunci, de ce doar facilități pentru asta? Să spune că cele 3 țări care s-au opus, Polonia, Romania și Ungaria, vor primi o mare penalizare și noi nu trebuie să fim penalizați. Că dacă ne mai și penalizează după 4 ani, 3 ani, de zile, 10 ani, nu ne mai scapă nici dracu. Și trebuie să stăm un pic așa... Mai aplecați un pic. Cum? Mai aplecați un pic așa. Asupra problemei. Nu suntem aplecați. Deocamdată nu suntem. Mm-hmm. Da. Deci lucrurile sunt puricele. Bunicel! Păi ce e bunicel în toată treaba asta? Că n-am înțeles. La scurt și o dată pe domnul Muscă, atunci, deci e optimist. Astăzi, da. Deci... Astăzi sunteți optimist, văd. Da, da. E pentru prima dată în viața mea, dar nu pentru mult timp. Asta e ca în Caragiale, da. Bună. Să înțeleg că, acum cu mintea pe care o dețin, noi avem o problemă că n-avem cereale pentru procesat și pentru hrănit animalele. De-aia căutăm noi o soluție în Ucraina. Cam așa, de la aia am plecat, nu? Că mor animalele de foame în România și neavând cereale în România, vom avea dreptul să luăm din Ucraina fie cât procesăm, adică să facem făină, fie că trebuie să hrănim porcii, vacile, curcile, bibilicile ca să nu moară de foame. Între noi aici există o diferență. Pentru că fermierul ăla cu zootehnie vrea să cumpere cu un preț mai mic și nu vrea să cumpere de la Muscă.
Am înțeles. Păi da, păi da, dumneavoastră unde vă situați, că aveți și zootehnie și vegetal. Ce spune inima din dumneavoastră? Ce vreți? Cereale mai ieftine sau să vindeți mai scump cerealele? Nu, domnule, eu vreau să vând mai scump, că îmi procur pentru mine cereale eu. Nu e problema la mine. Problema este că nu trebuie să riscăm, să nu pierdem banii, că după ce că suntem sărați, dacă ne mai taie banii și comunitatea europeană, nu ne mai scapă nici drag. Deci trebuie să fim foarte atenți. Noi îi monitorizăm, o politicieni. Joi vom avea întâlnire și cu primul ministru. Îi vom pune toate lucrurile astea pe masă. Bun. Noi am încercat să oprim importul de cereale până la terminarea războiului. Nu se poate, că e riscul prea mare. Și căutăm o soluție în care să ieșim din această pasă proastă în care ne aflăm, să găsim soluții, să și vindem și noi la un preț convenabil și să nu să putem să resuscităm agricultura, că avem 10.000 de ferme la această oră care au intrat în insolvență și dacă nu suntem atenți în 2 luni, 3 luni, ne apropiem de 2-300.000. O zonă de Ialomița deja au început să se preia ferme românești de către firme românești cu capital străin care le-a vândut inputuri. Acești oameni nu reușesc să-și mai vândă input, să-și plătească inputurile și le preiau fermele pentru că au datorii de sute de mii de euro. Asta a spus la masă colegii mei după Ialomița care au fost și au reprezentat. Am înțeles. Bine, domnul Muscăia, spuneți-mi, uitați, vă mai întreabă cineva dacă ați vorbit și de diferența asta la despăgubirile de secetă. Da. Da? Și ce v-a zis? Da, a zis că maxim 2 săptămâni de zile vor fi banii cont, vor veni și banii aia care i-a promis pe motorină aia 2 lei pe 50% de ce s-a consumat, vor veni cu un credit acum în maxim 30 de zile, un credit cu o dobândă subvenționată cu robor, ca să poată să ajute fermierul să iasă din partea asta proastă și se va chema din nou la negocieri băncile tot săptămâna asta, pentru că majoritatea fermierilor din România care a avut subvenție la plată cu ani în urmă datorită secetei, nu a putut să acceseze de 5 ori subvenția. Și ne-a promis că cel puțin cecul va începe să dea credite de 5 ori și celor care au fost în dificultate în fermierii din România. Da, dar banii aia trebuie să-i dați înapoi, știți, nu? Îi dăm înapoi, bineînțeles. Păi de unde? Dar e vorba că nu murim astăzi. A. Prin peste 2-3. Da, corect. E, uite, de asta, pentru că nu murim astăzi, de-aia nu se meargă nimic. Pentru că pe noi ne interesează doar să nu murim astăzi, nu să facem cumva să trăim mai bine și azi și mâine și poimine. Pentru că până acum trebuia să fim toți o țară de pompieri. Cum avem o problemă, toată lumea vine pompieristic. Da, da, domnul Muscă știe că singurul lucru cert în viață e moartea. De-aia a tras și concluzia asta, nu moare astăzi, moare când i-o veni rândul. Hai, credeți că deja o deci ducem în alte... Deci oricum am încheiat într-o notă optimistă întâlnirea. Adică murim concluzia cândva. Concluzia este mai târziu. Dar nu azi. Bun, domnul Muscă, hai că vă întreabă lumea, acum știți cum e... Să dau bani până la 10.000 de lei la culturi? La secetă? Nu, 10.000 de lei? Adică nu 10.000, 1.000 de lei, iertați-mă, 1.000 de lei. Domnule, așa a promis, este vorba că mai trebuie să găsească și banii, pentru că ăia 29,5 milioane de euro care îi promisese pentru secetă și mai pun ei încă 29,5 milioane, este exact suma asta care să dă pe motorile astea care vorbim despre ea și o dă și la persoane. Deci au avut un begu de la mare de... Iar aici mai trebuie să fiți bani. Ei sunt în deficit bugetar cu vreo 34 de miliarde de lei. Nu au bani disponibili la acest moment. Încearcă să găsească o soluție și să vină în ajutorul fermierilor în România. Excel. Cu aceste două credite care vă spun eu de ăsta, creditul ăsta, care zice că e un credit surpriză care va salva, adică voi avea posibilitatea să ai cu perioada mai îndelungată, adică 10 ani, 15 ani, perioada de rambursare a creditului, ori să vină să subvenționeze ori ruborul, ori dobânda și să ai posibilitatea să faci o achiziție de teren, să
Eu mă uit la serialul Las Fierbinți, să știi că nu e nicio diferență. Păi ce treabă are domnul Muscă achiziția de teren cu falimentul? Adică nouă ne trebuie bani ca să nu dăm faliment și noi ne gândim să achiziționăm teren acum când facem o tonă în județul Ialomița. Next level, gândește-te în perspectivă. Dar unde? Noi ne gândim... Să ne rupem gâtul, eu am ieșit în stradă de fiecare dată pentru 2004. Veniți alături, lăsăm aroganța, lăsăm indiferența, lăsăm lașitatea. Veniți! Și mergem să le ținem drepturi de țara noastră și trebuie așa să fii vorbe. Să fi consumat ceva la întâlnirea asta de atâta apă și cafea. Bun, pauză, domnul Muscă, dacă e ne mai auzim după, că simt eu că mai aveți ceva lucruri să ne transmiteți. Păi nu, a trecut în al